Salutare toată lumea, numele meu este Felix și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Ați vrut să mai jucăm Roblox 6, așa că mai facem un episod. Am un cuțit în mână. Că se pare că sunt la o fermă de găini. Din aia cu ouă, cu pui. Mie îmi plac ouăle, deci poți zica o omletă. Bă, cu o omletă sau un sandwich cu ouă, când îl ai și ou fiert, mamă, îl muș direct, nu trebuie sare. Bă, trebuie și puțină sare. Hai să mergem noi să facem ferma aici. Unde este vacantă. Să vedem ce putem să facem. Ci că, nu știu, ce faci, adun ouă, ouă de aur, ouă de ciocolată. Mi-ar place. Și ce fac aici așa eu? Ce chestia asta, hartanul ăsta? L-am luat. A, eu trebuie să bat puiul. Și-mi dă ou. Bine, perfect. Și ci că dacă fac asta de multe ori, ci că îmi dă diamante și îmi angajez fermieri. Aș vrea să mă angajez fermieri. Stați puțin, înainte să bat puiul ăștia. A, uite-te, are acum un multiplicator acolo jos, cu cât bat mai mulți pui, cu atâta se multiplică mai mult, nu știu care e faza. Și poți să ai damage mai mare, dar nu știu, parcă, eu nu știu, omor pui așa de găină, că nu prea atăca niște găinușe. Omor chestiile astea mici și îți dă ouă. Hai să fac un multiplicator de, mi se duce multiplicatorul. Mi se duce multiplicatorul, nu mai pot să fac, deja am rămas la 7, scade. Level complicated, și ai terminat nivelul 1, pe care compensă ți-ai primit un nou de diavol. Acest ou de diavol îți dă 666% mai multe ouă pentru 30 de minute. Mersi. Mersi, ou de diavol. Și cum îmi dă ouăle? Unde mi le dă? Nu cred că mi le dă. Stai puțin. Să văd ce mai are jocul ăsta. Am aici cofrage care le poți cumpăra cu bani real. Pleacă-mă de aici! Chestii care le poți cumpăra cu bani real. Pleacă-mă de aici! Diferite chestii și aici ce am? Open. Deschid un cofrag de ouă și îmi dă... Îmi dă un fel de sabie mai șmecheră, nu? Midnight Sword. Mă dat o sabie mai șmecheră. Sabia asta mai șmecheră. Sabia care o am eu are minus 10% tornado și ăsta are 20%. E mai șmecheră, să vedem. Băi, nu mi se pare mai tare sabia asta. Mi se pare mai grea. Nu mi se pare bună. Și ăsta ce să stea? Hormoni. E next level. Mamă! Ia uitați-vă! Mi-am făcut puiul hormonal! Mi l-am hormonit. Ia uitați-vă cât mi l-am hormonit. Stai să-mi schimb arma, că parcă nu-mi place asta până asta. Deci așa, echip. Parcă mai... Nu știu care mai bună. A, și îmi dă două. Dar stai să-mi iau o sabie mai bună, că nu merge așa, fraților. Ce este aici așa? Ce se află? O dronă. O dronă cu ouă. E suport. Ce suport? Să-ți dau bani reali? Giving. Receiving. Giving. Ce asta? Doar nu-mi cer bani realo. Doar nu-mi cer bani realo. Băi, e interesant jocul ăsta, nu pot zic că nu este. Dar de unde îmi cumpăr și eu o săbiocă mai mare? Cam 51 de ouă. Au, ce greu îl va pe ăsta. Stai să-mi iau sabia mai... Parcă mai mergea mai bine cu sabia asta. Equip. Da, să vedem. Ba, parcă e la fel. Bă, parcă nu dau damage așa de mare. Damage 1. Merg puțin la epuraș. Merg puțin la epuraș. Merg puțin la epuraș. Vedem care e faza. Nu știu chiar e faza. Hatch, e... Îmi trebuie un ou negru ca să-l hăciuiesc. De unde ouă negre? Am ouă al normale. Și care e faza asta? Cu păsările, cu ouăle, cu ce asta? Wind, level 1, ia să vedem. E boost. N-am, îmi trebuie ouă de aur ca să dau boost-ul. Mamă! Haide să... Ci că poți să-ți faci aici fermieri. Și fermieri ăștia, ci că să omoare ei ouăle. Mai muncești tata. Hai să dau antidotul ca să mișorez. Știi, ca să fac o găinușa mică, ca să pot să o bat mai repede, știți? Uitați acum cum o rup. Dar înainte să fac asta, vreau să mă duc să văd... astea-s diamante care pot să le iau. Ai, pe fain că luăm diamante gratuite. Nu știu cum mi-au apărut aceste diamante, dar le iau pe toate. Că-s faine. Câte diamante am? 135. Parcă puteam să cumpăr ceva diamante. Common box. Pică ceva, dar stai că nu deschid acum. Vreau să văd exact ce-i asta, ce-i asta. Radio cu asta, ce-i? Ce face asta? Play. No. Hai să vedem dacă putem să cumpărăm o sabie mai bună sau... Și că în jocul ăsta poți să cumperi... Deci fiți atenți, și că în jocul ăsta... Ce-i asta? Oh, nu vreau. Și că în jocul ăsta poți să cumperi fermieri. Hai să mergem la alții care sunt mai avansați, să vedem ce poți să cumpără. Maestru Taipei Peng? Maestru Taipei Peng? Higher. Ia uite-te, l-am angajat pe Maestru Taipei Peng. Hai că l-am angajat și pe Tarzan. Cât mă costă Tarzan? Level 1, 100 de ouă, n-am. A, înțeleg, l-am angajat pe Maestru Taipei Peng. Maestule, fă-mi tu, nu mai trebuie să muncesc eu. Maestru Taipei Peng. Asta știe că arată, dar cum îl crezi la nivel pe Maestru Taipei Peng? Train.
12 oși la nivelul 2. 16 la nivelul 4. Așa. Păi bate găina, ce faci? Și ce face maestrul ăsta? Train. Dar cum îl pun să bată? Bă, maestru, tai pe Peng. A, înțeleg. Eu dau mai mare damage dacă nu l-am pe maestru lângă mine. Înțeleg, nu dai mai mare damage. 22 de o atac 5. Așa, deci eu dau mai mare damage. Stai să-mi bag în ăsta. Deci maestru stă lângă mine și îl mantenează pe mine. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Păi mai cresc un nivel. A, înțeleg. Maestru, tai pe Peng, mă... Păi nu mai pot să crezi la un nivel, un nivel. Nu mai pot acum. Trebuie să-i bat pe ăștia. A, păi bat pe ăștia de 2, de nu s-a mai văzut. Mai pică diamante pe aici. Uitați câte o fac. Deci e ușor acum. Deci asta face maestru, mă antrenează pe mine să am damage mai mare. A, acum și facem 100 de o și luăm pe Tarzan. Bă, l-aș lua pe Tarzan, că parcă Tarzan e tare. Tarzan, la 100 de o. Ia uitați-vă cum ne scurc. Nu se lua pe Tarzan. Bă, pe ce lua pe ăsta? Îl iau pe Tarzan. Tarzan trebuie 100 de o. M-am prins cum se funcționează, Ia uitați acum ce mă pricep. Dintre chestia asta cu 125 de diamante putem să luăm ceva, dar parcă n-aș lua acum. Să luăm pe Tarzan. Deci suntem nivelul 2, 10 din 10. Că sunt la nivelul 2. Tarzan, cât mă costă? E fain Tarzan, dă nivel mare. Următorul cine? Următorul Bimuf, mă, 500 de o. Hai să vedem pe ăsta. E cineva mai avansat decât mine? Bă, ceva se întâmplă acolo. A, uite, ăsta are arcaș care trag. Vedeți? Ăsta are arcaș. Îl are pe Robin Hood. Îl vreau și eu pe Robin Hood. Vreau și eu pe Robin Hood. Mamă, jocul ăsta e chiar... E fain, îmi place acum. Îl vreau și eu pe Robin Hood. Vreau pe Robin Hood. Dorința mea viață... Stai puțin. Că și eu cred că nu. Am 130 de o. Băi, îi bate Tarzan? 149 de o. Băi, bate Tarzan. Bă, n-aș știu că Tarzan e așa tare. Îi bate Tarzan. Se pare că maestru Pain Ping Pong nu-i bate, dar Tarzan îi bate. Uitați că le scade viața. Îi bate Tarzan. Cumva sau cineva. Nu mai pot să crezi la nivel, vă rog. La nivel. Level 2, 10 din 10. Păi și cum crezi la nivel, fraților? Așa, nivelul următor. 40. Așa, câte onda? 3, nu? Tot 2. Până am crescut la nivel și tot am dă. Ce e asta? Hai să facem 500 de ouă, că avem 290. Să luăm... Da, hai să deschidă din asta. Ce pică. În ce pică? Purchase. Și parcă o deschid aici, de altă șmecherie. Deschid aici, ce știi tu? Open. Aaa, și spică iar-o din asta. Dă-mă, aripi, îți bunești astea. Wings, ce face aripile astea? Ce face astea? Ce facem cu aceste aripi fire mirobolante? Plus un atac pe secundă. Echip! Ia uite ce foinsu, fraților. Deci acum și facem 500. Deci Tarzan, nu știu dacă îi bate maestru. Maestru cred că doar îi antenează, dar Tarzan îi bate. Ca să crezi pe Tarzan, la următorul nivel trebuie 106 o. Ar fi fain, dar vreau să-l iau pe ăla de 500. Și după aceea îl crezi pe Tarzan, știi? Că vreau și Tarzan să crească tare. 3 ondă deja. A, pot să-l iau pe ăla. Pot să crești la următor nivel? Vreau să crești la următor nivel, pot? Pot! Ia ce găinoc vine. Îți bașo pe ăsta. A, păi fain jocul. E fain. Bun, mă duc să-l iau pe ăla de 500. Și după aceea o să fie foarte fain. Îl crezi pe Tarzan la nivelul... Băi, am un steag în mână. Zici că am un steag, sabia asta. Îl crezi după aceea pe Tarzan la următor nivel. Fac eu șmicherii. Dar de unde îți poți cumpăra arme? Îți cumpăra și arme. Mamă, ce nebunie. Hai, vină încoace. Hire. Uite, ce chestia asta de aici, așa? Ce chestia asta? M-a dus pe lună. A, să bat o găină? Hai că bat pe asta. A, și cum mă bat eu pe asta, fraților? Deci cum mă bat eu pe găina asta? Adică dau până joi. Ia uitați-vă cât cu damage-ul meu. Mamă, nu pot să bat. Dau până din joi în joi. A, uite că dacă doar trebuie să țin apăsat. A, doar trebuie să țin apăsat. Ia uitați-vă. Mamă, ce mă pricep. Ia uitați-vă că îi dau. A, pe o bat. O să stăm aici vreun mult timp. Găina asta face ceva. Te sar pe stălea, nu? Sar. Ai. Da, am crezut că am mai multe vieți. Robin Hood, tu cât costă? 2000, bă, Robin Hood, tu ești scump, bă, și ești bio. Deal. A, de la asta cumpăr arme. Ce armă e asta? Egg butter. Oh. Nu știu cum să vă arăți diamante. Ne mai plăbăm noi pe aici să vedem care e faza. Ei, mai era ceva în partea cealaltă. Coco Felix oficial farm. Haideți să-l upgradăm puțin pe ăștia că deja avem 900 de ouă. Să văd exact câte ouă are buff-ul ăsta. Câte damage are.
Are damage 44. Și cât e următorul? 500. Hai să le upgradăm, da. Și le upgradăm și pe Robin Hood, dacă știi cum este. Știi chestia asta, așa. Și pe Master Tai Pe Peng, l-upgradăm mult pe Maestru Tai Pe Peng. Stai puțin că e prea mult. Să-l upgradăm de 10 ori. Perfect. Acum te upgradăm Master Tai Pe Peng. Mai facem găinile mai puternice. Și cam atâta. Deja avem găini la... Fii atent, deja avem găini la 800, dar trebuie să le și batem 20 secunde, că altfel nu merge. Oare ne dau mult? Ne dau mult, 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 mult? Nu știu, ne dau multe ouă, că nu știu care faci. Ne dau deja 1000. Pe Tarzan să-l upgradez. Tarzan, perfect. 1500, n-am. Level 60. Hai să facem 1500 pentru Tarzan. Facem 1500 pentru Tarzan. Imediat facem 1500 pentru Tarzan. Că-l facem la nivelul 60. Să dea damage cu 60, nu la nivelul 60. Perfect. Tarzan, uite ce tare ești acum. Ia uitați-vă. Upgrades. Increase Tarzan secunde. Oh my god, deci poți să-i cumpăr acum și upgrade-uri. Care e foarte fain. Acum următorul lucru pe care aș vrea să-l fac. Asta mă costă 7000 să-l nu, deodată. 500, să upgradez puțin damage. Hai că dau un 500. Așa. Ce aș vrea acum să luăm pe Robin Hood, care este 2000. Dar se pare că ne urcăm destul de bine, chiar și fără Robin Hood. Arme noi nu prea avem tari. Nu prea avem noi damage tare, trebuie să ne luăm. Diamante, văd că pe aici nu sunt, 0 diamante. N-am luat ouă negre, cred că mai încolo, când o să găsim găini mai puternice. Acum și facem 2000 și putem să... Eu am puterea de 9. Ia stai puțin, cred că am puterea de cât e maestru de tare. Ia să vedem, maestru de tare, da. Cât e maestru de tare, asta și noi. Bine, avem deja 2000, luăm pe Robin Hood, că știi cum este Robin Hood, e Robin Hood. Îmi place că poți să-i... îmi place că poți să angajezi oameni și să atace. Asta mi se pare genial la jocul ăsta, că nu trebuie tu să te joci. Și poți să faci upgrade-uri când îi faci la maxim, faci la maxim pe Robin Hood. Ce super o să fie. Chiar e fain, chiar e fain, chiar e fain, chiar e fain. Deci, higher, da? 2000. Următorul cine-i? Back on hair. O, ai, 8000 da ce damage dă. Deci, maestru la ping-pong ăla ne ajută ca să dăm noi damage mare și că îl vreau ca să-l facem la nivel cât mai mare, că înseamnă cât damage dăm noi. Ăsta mă costă 2000 ca să-i dublez atacul. Mamă, și deja avem. Deja avem, deja avem, deja avem. Hai să-i dublez atacul ăsta, deși costă enorm, că totuși e dublu. Așa, asta e super tare. Și maestru ping-pong, ca să-mi fac și numai tare. Așa. Noi avem damage-ul de... Deci fiți atenți. Dăm și asta. Deci fiți atenți. Noi avem damage-ul de... Mă, trebuie să mai iau altă găină, că o termină pe asta, o termină. Luăm alt nivel de găină. Așa. Și mai tare găină o să fie acum. Găini negri. Ia uite, știu că le omoară, nici măcar nu vin. Ați văzut? Ia uite ce crește, fratele meu. Păi le iau pe ăla de 8000. Ia uite ce crește, fraților. E info. 10 chickens per level. Unu, mamă. Am șansă 1% ca să-mi pice un super ou. Deci, în cât îmi dă? Câte 40-80 de ouă dă o găină asta când o omoară. Mamă, ce nebunie. Păi, hai să mai dăm un upgrade. Ce pică următor upgrade? Pică găini mai mari, mai șmechere. Văd că deși îmi pică găini negre, mai bag un upgrade. Nu mai pot să dau acum. Trebuie să cred la nivel. 7 din 10, 8 din 10, 9 din 10. Acum. Sunt ce găină pică? O găină? Mamă, ce găină tare. Hai de mine. Acum facem 8000 și așa mă duc să le iau pe următorul. Nu se lua pe următorul că dă damage și mai mare. Să știți că a realizat foarte multe, având în vedere că numai ce am intrat în joc de 12 minute, 13 minute. Nu prea înțeleg eu de unde mi-au arme faine. Level complete. Mamă, deja pot să fiu la level 9. Ia stai să-l cumpărăm pe ăsta, pe Babaconel. Higher, da. Mamă, ce damage o să dea asta. Și următorul e Mozart. Cât costă Mozart? 40.000, dar dă un damage Mozart. Trebuie să am grijă când pot să trec la un nou pe planșa asta. Și se pare că... Da. Se pare că trebuie să mi-l upgradez și eu pe 4.000 deja. Se pare că trebuie să mi-l upgradez și eu pe Maypen, că acolo dăm noi damage tare și acolo e șmecheria. Deocamdată nu am luat ouă negre sau ouă de aur. Să vedem pe cine putem să upgradez. Păi să-l upgradez pe ăsta, pe Mozart, pe Bacon Level, cum îl cheamă. 8.000 și dă nivel mai mare. Bai că-l upgradez pe ăsta, că dăm un damage de n-ai mai văzut. Uite, știu câte ouă, fraților. Ce fraților, ce fain este. Deci la început era atât de greu și acum ne necăm în ouă. Eu n-am mai cumpărat ouă de ceva timp, dar ar trebui să-mi fac un rombletă. Știi cum e? Au venit ardei, mânci puțin ardei. Cât mă costă? 9.000 ca să-și dubleze damage-ul. Păi tot pe ăsta vreau să-l fac și după aceea pe altul. Trebuie să dau la nivelul următor, că deja găinile astea nu mai pot să respire. Trebuie să dau la nivelul următor. Găini de 100. Și după ce bat 10 găini din astea, pot la nivelul următor și tot așa.
Cred că așa o să fac. 40.000 parcă era Mozart-ul, că nu mai știu. Scump, scump, scump. Asta este damage-ul meu pe care îl fac cu My Pang și se cam merită. Which is probably the... Hai să vedem, mai dăm un, putem să dăm un nivel. Ia uite ce găini. Uite, uite, ăștia deja le bat greu. Ăștia deja le bat greu, trebuie să-i ajut și eu puțin. Ăștia deja le bat greu. Dar îmi dă câte 6 de ouă. Ok, deja pot să-l pun pe ăsta la următor nivel. Perfect, ia uite și tu. 9.000 și mai crește nivelul. Dar cred că o să-l fac și pe Tarzan, că Tarzan e slăbuț rău. Adică Tarzan nu mai aici a fost. Nu mai aici a fost Tarzan înainte. Ia să vedem. Îmi dă foarte multe ouă. Câte îmi dă un singur ou din ăsta, îmi dă câte 600. Tarzane, hai să te facem 10 nivele. Așa și încă o dată 10 nivele. Tarzan are damage 150 și două upgrade-uri de 1000. Hai de mine. Deci Tarzan acum chiar e foarte tare. Cât damage are Tarzan? Tarzan are damage 600. Ați văzut? Hai de mine, Tarzan are damage super tare. Hai să-i facem pe toți așa cu damage foarte mare. Să-l facem pe Buff-ul ăsta, că e la nivelul 3 de-abia. Mărim câte 10. Și facem și un upgrade din asta costă 5.000. Ia uite-l și pe ăsta ce damage are de 500. Ca să-i batem pe ăștia. Să-i batem pe ăștia. Normal ar trebui acum să mai punem un upgrade la păsări. Și cred că e timp. Ia să vedem. Robin Hood. 10 mă costă 30.000. Bă, mai bine îl cumpărăm pe Mozart. Mai băgăm un upgrade. Următorul ce vine? Iar găinușe mici. Găinușe din astea așa mici. Mă, dar găinușele astea mici îți dau multe ouă. Ok, vreau să mai bag un upgrade imediat. Ce pic acum? O găinușă mai mică, dar mai mare. Deja aproape o să avem pentru Mozart. Parcă era 40.000 și vreau să-l iau. Chiar că e fain. Și după ce îl luăm pe toți, doar băgăm upgrade-uri, știți? Băgăm grumă de upgrade-uri și suntem cei mai tari. Perfect, mai băgăm un upgrade aici la hormon, la găini. Numai hormon băgăm în găini. Mamă, ce nebun. Deja avem 40.000. Ok, haideți să mai băgăm un upgrade acum cât mai stăm, că imediat le termină. Un upgrade hormonal la găini. Și... acum să vedem ce vine. Bă, vin niște găini, dar parcă nu sunt așa de tari. 55.000. Băi, bine, haideți să-l cumpărăm pe Mozart. Să vedem cu ce atac el, cu o chitară, cu ceva. Ce chestia asta de aici? Ce m-a dat aici așa? M-a dat aici ceva să deschid. Mi-a dat o cutie să o deschid. Poate pică ceva fain. Nu, ăsta l-am. Deja nu-i bun de nimic. Bun, imediat. Ești de aici? Nu îl folosesc pe ăsta, nu-i bun de nimica. Ok, dăm hire pe Mozart. Și următorul cine este după Mozart? Că Mozart e Mozart. Spartacus. 200.000, cam mult. Ce m-a dat aici? Uite aici, când termin diferite chestii. Când termin diferite chestii, îți dă... uite ce fain. Uite că îmi dă multe. Așa fac eu rost de diamante. Și mai fac rost de diamante, mai împic aici așa cât pe jos. Pe aici câte împică? 15 diamante, cam puțin tel. Luăm toate diamantele. Și după aceea mergem să-i mai upgradăm. Că deja avem 70.000. Până putem să luăm pe Spartacus acuși. Acum putem să luăm pe Spartacus. Aș vrea cumva să le mai dau câteva upgrade-uri la băieții ăștia, la băieții mei. Mai dăm un upgrade. 40.000, cam greu. Robin Hood, câte 10. Așa și Robin Hood și tu ești tare. Ce tare Robin Hood. Și la ăsta, 135.000, 10. Ia să vedem câte una, cât mă costă. 9.000, 10.000, așa. Facem câteva upgrade-uri. Trebuie să facem la nivelul 10. La nivelul 10 mai pot să fac aici un upgrade care costă 80.000. Greu upgrade sau de 80.000, dar dacă luăm, ne dă aici așa, deci îi mărim lovitura cu 100%. Deci o să aibă, hai de mine, cred că o să aibă 20.000, ia să vedem. Să batem și noi ăsta. Acum și facem, 80.000 parcă era, destul de mult. Deja devine cam greu să bat găinușele astea, dar, deja avem 80.000. Upgrades. Am făcut-o asta. Am făcut upgrade-ul ăsta. Ce putem să luăm? Păi, dacă batem găina asta, ne dă când? Deci avem 125.000, 150.000. Când ne dă găina asta? Mamă, aproape ne dă 200.000. Păi mă duc să-l iau pe Spartacus. Stai să-l fac și pe Mozart. Nu, le iau pe Spartacus mai bine. Era 200.000 și cred că are damage mai mare. Hai să-l luăm pe Spartacus. Mamă, ce fain sunt jocul ăsta așa pe Roblox. De fiecare dată ai ceva nou. Și am 12 minute cu Devil ăsta să vedem ce putem să facem cu el. Mă înțeleg pe Spartacus și după ce urmează după Spartacus, mai urmează ceva. Cezar. 800.000, dar dă un damage Cezar din două închițituri. Bă, am ajuns destul de departe, având în vedere că suntem la nivelul 5, având în vedere că n-am început de mult. Suntem chiar tari. Avem deja 175.000, eu mai bag acum un upgrade să batem găini și mai tari. Hai, ce tare! Mai băgăm un hormon, vedem ce pică. Pică niște găini așa de, uite și tu cum le terminăm într-o secundă. Pe cine să terminăm?
La ăsta, la mai pe ea, să vedem. Ori 25. Ori 25. Și încă o dată. Ăsta cred că e nivelul meu, cât de tare sunt eu. Ok, și asta, și asta. Acum, ăsta sunt eu. Pe ăsta, cum ne descurcăm? Cam scumpicel să-l fac, să-l cresc. Ăsta, pe BBB-ul ăsta, îl cresc de 10 ori. Așa, și mai cresc așa până la nivelul 30. Oh my god, cât l-am crescut. Mamă, cât l-am crescut, cât l-am făcut pe Biuf. Să dea 9000. Oi de mine. Ia să mai băgăm un upgrade, că ăla se cam pricepe. Mă, dar ne chiar ne descurcăm. Deja avem atacul cu vârtej, ia uitați-vă. Avem un atac cu vârtej. Batem găile într-o secundă. Cum revin. Așa rămân. Așa rămân, mă învârt în continuu. Cum opresc atacul? Fratele meu, cum opresc atacul? Bun, hai să-l facem și pe Robin Hood. De nivel cât merge maxim. Dăm și lui un upgrade. Nivelul 50 următor upgrade, deci mai așteptăm. Eu nu mai pot să mă opresc din asta. Ia stai să dau un reset character, că nu se mai oprea din învârteală. Așa, te mai învârți prea mult. Cezar costă 800.000, ceea ce, sincer să fiu, cam putem să luăm. Pentru mine arată sabia asta ca un steag. Ia uite, știu cât de repede creștem. Mai băgăm un hormon din ăla să crească și mai mult. Chiar îmi place, chiar îmi place. Vedem pe cine mai putem să-i mai creștem. Încă un nivel. Vin o găină, dar degeaba, că o rupem. Pe Spartacus să-l cresc... Mamă, Spartacus costă mult. Pe Mozart să-l cresc, iar costă mult. Hai să-l facem pe ăsta. Ok, facem asta. Și dă destul de mult și îl creștem și pe la nivelul... Crește pe la nivelul 20. Parcă la 25 pot să mai fac un upgrade. La nivelul 25, bun. Facem nivelul 25. Așa. Și vedem cât costă un upgrade. Upgrade-ul costă 200.000. Ok, și acum cum ne descurcăm? Super, super tare. Mamă, hai să mai băgăm un upgrade hormonal. Hai de mine, acum vine... Mamă, ce găină nebună. Trebuie să o batem și noi, dar o să-mi vină... Pot să-l iau pe ăla cu 800.000 pe Cezar. Deja pot să-l iau, cred, nu? Da, ia uitați câți bani, avem 820.000. Mă doream să-l iau pe Cezar, că o să ne ajute. Să știți că jocul ăsta este destul de ușor, aș putea zice. Ne jucăm de 20 ceva de minute, cam 22 de minute. Și în 22 de minute am realizat foarte multe lucruri. Uitați-vă și voi. Mi se pare că destul de multe. Cine urmează după Cezar? Sau Cezar e ultimul? Cumpărăm pe Cezar, mai vine cineva. John of Arc, 5 milioane? Mamă, John of Arc, ce tare ești! Dar uitați-vă că până acum nu am la niciun nou negru sau un nou de aur. Ce se întâmplă? Care faza? Hai, văd că bat cam greu. Pe stai puțin, că o nu știu pe John of Arc. Uitați că am făcut deja... am făcut deja un milion. Acum își fac 2 milioane. Pe luăm și pe John of Arc imediat. Ia să schimbăm nivelul. Să vină găinușe din astea mici. Ia uitați cât de mulți bani dau. Și să mai creștem la nivel. Să creștem și pe Mozart la nivelul 25, da? Stai să fac așa ori 10 prima oară. Ori 10, ori 10. Și după aceea ori 1. Chiar la nivelul 21. Nu. Așa ori 1. 23, 27, nu contează. Upgrades. Are upgrade-ul ăsta, așa, și upgrade-ul ăsta îl vreau. Increase damage to all farmers. Adică toți fermierii vor avea un damage de 25% dacă îl fac pe Mozart. Se iau toate ole. Așa. Să mai dăm un upgrade. Așa, găinușe și mai puternice, să câștigăm bani mai mulți. De fapt, cred că câștigăm ouă. Perfect. Acum toți cei că dau mai tare, cu 25%. Acum nu m-am uitat înainte să văd cât aveau, dar ăsta Tarzan ăsta e cel mai slăvuț. Dar cât mă costă la level max? Nici nu știu cât costă, dar să măresc de 25 de ori pot. Așa, mai fac un upgrade la ăsta, Tarzan. Cât de tare Tarzan acum? 5.000, 3.000, cam slăbuți Tarzanul cu. Slăbuți, mai băgăm un upgrade aici ca să câștigăm și mai mult. Perfect, și aici la MyPay, care sunt eu. Atacul e destul de slăbuț la mine, dar nu vreau să-l măresc acum. Îmi place să bat găinușe. La ce mai pot să măresc? La Spartacus, parcă era. Ori 25, cam mult. Hai să luăm pe John of Arc. Ca să luăm pe John of Arc ne trebuie 5 milioane. Ceea ce-i facem foarte, foarte repede. Deci deja avem 4 milioane. Ia uitați-vă. Pe eu, sincer să fiu, pur și simplu doar să mă duc să o iau. Ia uite și tu. 4.700. Gata. Luăm ouăle astea și deja o luăm pe John of Arc. Foarte fain, foarte fain simulatorul ăsta. Îți vine să joci în continuu. O să mai jucăm cele 6 minute când nu mai ține ușorul cu Devil. Și cu asta basta. Chiar foarte fain. Am primit aici câteva chestii. Ok, trebuie să-l luăm pe John of Arc ca să meargă așa să facă treabă bună. Și am primit aici câteva chestii, să vedem unde sunt. Cine ăsta? Naruto! Mamă, 30 de milioane și dă un damage de nu mai știi. Stai puțin, pot să luăm toate astea.
Destul de faine. Aș vrea să adun mai multe înainte să cumpărăm damage mai mare. Deci câte? Avem 875. John of Arc, următorii Naruto, să știm, să știți voi în caz de vă întrebați. Dar cred că putem să luăm pe Naruto. Deci Naruto costă 30 de milioane și noi avem 7 milioane. Deci urmează Naruto destul de curând, cred. O, iar un super boss. Bă, îl batem dacă am greu. Ia să-l fac pe Spartacus la nivelul 25. Hai de bine. Îmi trebuie, stai să-l fac la nivelul 10. Spartacus are un damage acum foarte uriaș. Foarte, foarte uriaș. Ia să creștem. Mi se pare că boss-ul ăștia îi bat cam greu. Trecem la următorul nivel. Așa, vin găinușe care le batem repede și ne dau o grămadă de ouă. Îl facem pe Spartacus la nivelul 25. Da. Așa. Ok. Știi, 24, 25. Un upgrade mă costă 5 milioane. Îl facem și pe ăsta imediat. Imediat luăm câteva ouă și îl facem. Perfect, perfect, perfect. Dar înainte să facem pe Spartacus, mai băgăm un hormon din ăsta să crească și găinile și mai mult. Mamă, deci suntem, uitați, găini cu jumătate de milion de viață. Ce nebunie. Să-l facem pe Spartacus. Unul cu un upgrade. Aici cât damage are Spartacus? Spartacus are un damage incredibil. Ia uitați ce repede batem. Datorită că Spartacus e foarte tare acum. Acum ar putea să luăm pe Naruto curând. Bă, parcă l-aș lua pe Naruto. Parcă l-aș lua pe Naruto. Parcă l-aș lua pe Naruto. Ia să vedem, mă să facem bani. A, le-au pe Naruto. Următorul urmează Naruto. Nici nu mai mă chinui să fac altceva. Urmează Naruto, pentru că deja avem jumătate sau mai mulți banii pe care trebuie să-i dăm pe Naruto. Și vreau să mai bag un upgrade după. Deci suntem la 20 ceva de mii. Chiar e super fain jocul ăsta, e super fain. Dar nu am găsit ouă negre. Unde le mai găsiți pe alea? Cred că trebuie să bat găini din alea. Level completed, ia să trec. Suntem la nivelul 28. Se pare că termin nivelul 25 și 10 ceva, da. Mamă, batem și ăstea. Puteți să-l luăm pe Naruto. Nu să-l luăm pe Naruto. Nu să-l luăm pe Naruto, deoarece cred că e tare și Naruto. Ia să-l iau pe Naruto, iau toate ouăle, nu mă pot abține. Faza este că pe primul, pe Tarzan sau pe Mailing ăla, am putea să creștem la un super nivel, având în vedere ce nivel suntem noi acum. Aș vrea să bat boss-ul ăla de... Oh, dar văd că nu mă pot teleporta acum. Naruto? Ce urmează după Naruto? Chiar n-am nicio idee. Pura pe Naruto? Mai urmează ceva? Wolverine! Costă 200 de milioane. Mamă, dar dă un damage ăsta de 1 milion. Mamă, ce nebunie. Deci cu Naruto acum chiar avem echipa tare. Sunt curios dacă pot să ai o grămadă de oameni, adică tot pe toată chestia asta. Mamă, ce nebunie. Mă duc să-l mai crez la nivel. Deja avem 30. Mamă, ce creștem acum cu Naruto. Cine urmează? Urmează Cezar să-l crește la nivel. Stai că nu pot să-l... Trebuie să-l crezi de pe Cezar. 10. 10. 10. Mai am bani. Hai, Cezare! Mai am bani, frate. Trebuie să bat asta, trebuie să bat. Datorită că l-am upgradat pe Cezar, pot să-i bat. Eu nu prea dau damage așa mare. El are 2 milioane acolo, dau și puțin așa. Așa, am crește la nivel. Vreau să-l fac pe Cezar la nivelul 25. Așa. Perfect, și un upgrade mă costă 20, perfect. Cezar are un damage acum de... Are de 1600 și Naruto cât are damage-ul? Mă, dublu, dar totuși și Cezar se descurcă bine, după cum vedeți. Am uitat să văd cât costă Wolverine. A, 300 de milioane, parcă, sau 200. Scumpicel. Hai că trecem acum la nivel, când vine găini verzi, găini radioactive. Vreau să trecem la nivel, perfect. Ce vine acum? Găini și mai radioactive. Vreau să fac acum pe Joan of Arc să... Cred că-i fată. Să o cresc așa puțin. Ok, să facem un upgrade. 50.000. N-am acum un upgrade, chiar upgrade-ul ăsta chiar ar fi super tare. Upgrade-ul ăsta cu John of Arc ar fi super tare că îi mărește abilitatea, dar costă... Cât costă? Cât costă? Cât era scump? Costă, upgrade-ul costă 50 de milioane. Băi, cam mult. Nu cred că am atât sau am. Aveam, frate, aveam. Ia uite, știu că aveam de upgrade-ul ăla. Acum batem și găinile repede. Mai băgăm un upgrade, că știi cum este. Mai băgăm un upgrade. Așa. Și banii facem foarte repede. Deci cred că dacă am avut 50 de milioane și 200 costă Wolverine, chiar putem să facem bine. De curiozitate, pot să fac asta la nivel 100. Upgrades la nivel 75. Îl fac la nivel... îl fac așa. 75. 70... Îl fac la 75 direct. Și dăm un upgrade. Ia uite ce upgrade. Hai să-l fac pe ăsta la nivel 100. Așa. 85, 95. Perfect. Îl fac la nivel 100 și un upgrade. 4.000. Hai de mine. Dă asta, deci dă asta un damage acum, biuf ăsta. Mamă, ce tare.
Hai să luăm pe Wolverine, că avem deja destui bani. Wolverine costă 200 de milioane și noi avem 400 de milioane. Deci jocul ăsta e super, 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 super fain. Am vrut să luăm pe Wolverine ca să văd cum se rescurcă. Deci mie îmi place. Deci mie... Oh, unde m-am dus? Am luat-o pe pot. Ah, mă dă aici, perfect. Wolverine, hai la mine, frate. Să ne ce mai pică pe aici. Cine următorul? Medusa. 1600 de milioane. Cam mult, frate. Am luat 200. Dar îi facem, îi facem, îi facem. Mi se pare mie sau jocul ăsta e cam mult întuneric. Aici ce este? A, chestii cu bani le cumperi, cu... Din astea să vedem. Astea le cumperi cu... Ce-i chestia asta? Ce face? Chestii din astea, ca așa, ca să le cumperi. Nu, nu, lasă, păstrăm noi diamantele. Nu mai mi-au părut diamante de mult. Hai să creștem la nivelul următor. Deja avem 450 de milioane. Păi avem bani ca mulți, putem să o cumpărăm pe Medusa curând. Trebuie să... Acum, pe Naruto sau John of Arc era la nivelul următor și trebuie să-l creștem. Mamă, dacă de avansat suntem. Mai băgăm un... Cred că mai vine boss-ul. Vine boss-ul. Boss-ul e cam greu de bătut. Mă bazez pe John of Arc. S-o fac la nivelul 25. Ok, 78, 21, 21, 22, 23, 25. Un upgrade. Așa, ca să fie mai tare. Îi batem acum? Nici acum. Nu putem să-l batem pe ăsta. Îl mai upgradez pe Naruto. Încerc să-l upgradez pe Naruto la nivelul 10. Nu mai pot. Nu putem să batem ăsta deocamdată. Trebuie să dau antidot. Să-mi dea nivelul dinainte. Trebuie să-i upgradez până când pot să-l bat pe boss-ul ăla. Știți? Așa funcționează jocul ăsta. Naruto e numai la nivelul 6, trebuie să-l fac pe Naruto la nivelul 10 și atunci pot să-i bat. Dar stai puțin, pot să-l fac pe Robin Hood la nivelul 50. Ușor, cred, nu? Da, îl fac la nivelul 50, ia uitați-vă, 4, 7, 50 și dăm un upgrade și îl fac la nivelul 75. Așa, și mai dăm un upgrade. Așa, și are un damage acum, de nu s-a mai văzut. Trebuie să-l fac și pe ăsta la nivelul 50. Așa. Și mai dăm un upgrade. Îi fac pe ăștia mici la nivel mai mare, pentru că... A, tot pe l-am făcut. Stai puțin, fac pe ăștia mici la nivel mai mare, pentru că îi dau damage mai mare, investiția mai mică. Un upgrade și acum pe Spartacus, care înainte era foarte scump, îl creștem și pe el la nivelul 50, mai dăm un upgrade și acum s-ar putea să putem să ne batem cu boss-ul ăla dinainte. Ia să vedem, să dăm un hormon. Ia să vedem, îl batem, acum îl batem, vedeți? Ia uite ce îl batem. Îl batem bine. Îl batem bine, deși pe aia mici merită să-i avanseze. Stai puțin să-l fac cu... 100, să-mi fac și o damage. Eu am și o damage 2000. Mai bag și câteva upgrade-uri la mine, că ăștia sunt toate upgrade-uri la mine, vedeți? Numai la mine sunt upgrade-urile astea. Și acum, cu boss-ul ăsta se bate cam greu. Bag un hormon și urmează numai din astea mici. Mamă, deci chiar ne descurcăm foarte, foarte bine. Mai luăm câteva din astea. Ce mai sunt? Achievement-uri. Împliniri, cum s-ar zice. Și o ducem foarte bine. O ducem chiar foarte, foarte bine. Următorul este... La motor este Meduza și e destul de scumpă, dau să putem să cumpărăm. Am vrut să-l fac pe Naruto la nivelul 10. N-am văzut cât costă. Serios, o le aruncă cu alte chestii, să vedem. Nivelul 10, 9, 10 și upgrade. Are critical chance. Asta e cam scumpă. Și pe Wolverine la fiecare... Mamă, dacă cât costă 200 de milioane la Wolverine. Ia să-l fac pe Tarzan la nivelul maxim, care poate să fie Tarzan. Să vedem, asta vreau. Mai bag aici un hormon. Să-l fac pe Tarzan la nivelul maxim de Tarzan. Ia stai să vedem, că deja avem o grămadă de bani. Deci dau Tarzan și stai că fac așa, pun la nivelul așa, 60, pun la nivelul 100, mai punem câteva upgrade-uri așa, închidem și încercăm să mărim câte 100. Nu, că trebuie mulți bani. Încercăm să mărim câte 10. Câte 10, să vedem cum se funcționează. Ce damage are Tarzan? Tarzan are damage-ul 33.000. Mare, frate, mare, mare, mare. Mare, acum ce aș vrea să fac este să mai măresc mie așa puțin damage-ul de curiozitate, să vedem cât avem noi damage. Pentru că damage-ul ăsta al nostru, mamă, noi dăm cu 268.000? Ăsta e damage-ul nostru? Damage-ul nostru e, da, hai de mine, ce damage avem și noi. Fratele meu, mai pică și diamante. Deocamdată nu m-a picat ou de aur, dar ar fi fain să împice. Stai să-mi iau hormon și să-mi crezi mie damage-ul. 68, stai să pun cu 1. 70, acum să pun cu 10. A, și la mine costă scump. Ăsta este jocul, mie îmi place foarte mult. Mie mi se pare super, super fain. Mi se pare super, super distractiv. E fain că, uite, vedeți, stai că mă picați și câteva diamante. Vedeți cum îi am pe aici pe toți ăștia, din Naruto, din nu știu ce. Cred că poți să ai o grămadă de, cred că pe toată chestia asta verde poți să ai în continuu. Dacă vrei să mai facem și partea 2, apăsați butonul de coco like. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!